Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva organizează vineri, 7 aprilie, vernisajul unei expoziții de artă intitulată Glas Nouveau, ce prezintă publicului peste 30 de lucrări realizate de artistul Cristian Florin Anghelescu. Evenimentul, care reprezintă prima expoziție de oglinzi vitrate din Europa, va avea loc începând cu ora 17 în spațiile special destinate artelor vizuale din Palatul Magna Curia. În fiecare lucrare, Cristian Anghelescu urmărește atât unitatea compozițională, cât și pe cea cromatică, stabilind ritmuri prin care creează tensiuni dinamice pe care reușește să le subordoneze și să le integreze în ansamblul compozițional.